Bună seara, și mai bine ați venit la platforma online cu prima dată și matematică. Începem cu strategie. Intrăm direct în subiect. Ce facem? Numerele A, B, C, numerele A le strict pozitive. Fie A, B, C. B, C, care facem noi el plus steluță. Da, da. Da, A la a doua și A, B la a doua. A la a doua, sus la B la a doua. Plus B la a doua spre C la a doua. Deci C la a doua spre A la a doua. Egal cu A, B, C. Plus B pe A. Plus C pe B. Să se arate că A egal cu B egal cu C. Reduce că A egal cu B egal cu C. Egal cu C. Aici am nevoie de o idee, dar voi deci, deci voi v-ați gândit la ea, dar cu toți faci, mă. Deci știm că A pătrat pe B pătrat, B pătrat pe C pătrat, C pătrat pe A pătrat, este egal cu A pe C plus B pe A plus C pe B, da? Se reduce deci că A egal cu B egal cu C. Știm că sunt numerele reale strict pozitive. Veruna, te-ai gândit la Ilovit? Da. Și așa te-ai gândit la el, dar e și lucrat ce l-am pune, nu? Da. Ce idee ai avut tu? Păi, dar scrieți că A plus B după la 2, A plus B plus C după la 2, tot m-a ajutat. Deci toate la, te gândi la formula cunoscută, aceea că A plus B plus C, care-i numele va preparat. Care-i formula adică? Păi A la 2 plus B la 2. A la 2 plus B la 2. Plus C la 2. 2AB plus 2BC. AB plus 2BC. Plus 2AC. 2AC și n-am avem reacții. Miruna, ai gândit așa, văzând că ai pătrate, pătrate, pătrate. Și atunci ai zis că, în final, pătratele și astea, asta înseamnă asta 4 la pătrat, minus de 2 ori AB, de ce, de ce, nu știu ce acolo. Și nu înseamnă asta. Altă idee dacă ai avut. Mai am înțeles. Voi, acum, ce ați face? Dacă revin de greșit pe asta. Dacă vreau să aveți. Mă micile propun să ne ducem un exemplu, nu? Nu. Nu putem face așa, pe exemplu. Nu, nu. Trebuie să avem o idee care să ne ducă. Trebuie să avem, cum să spun, ceva pe care să privim și să spunem, nu degeaba sunt numele strict pozitive. Nu degeaba. Visez și eu la o chestie. Dacă s-ar întâmpla așa, să apare. Uite, aveți pe următoarea egalitate. Alfa, ori, nu, A, B sunt numele reale strict pozitive. Da? Și avem că alfa ori A plus beta ori B plus B ori beta egal cu 0. Deci A și B sunt numele reale strict pozitive. Iar alfa și beta sunt pozitive. Numai pozitive. Da? Urmă aici, mă. Deci dacă A și B sunt reale strict pozitive, iar alfa și beta sunt numere pozitive, atunci, din egalitatea asta, ce va rezulta obligatoriu? Ca să aibă loc egalitatea asta, să fie de-a 0. Că al 2 sunt 0. Adică alfa și beta sunt 0. Că A și B n-au voie, sunt din rier plus steluță. Iar A și alfa și beta sunt numere pozitive. Pozitive. Și atunci de aici rezultă că alfa egal cu beta egal cu 0. Acum, eu visez
Nu pisez și pe cantate. Să-mi construiesc o chestie de asta. Ce bine ar fi să-mi apară așa. A minus B, pe lângă un număr, nu știu ce să zici, plus B minus C, pe lângă un alt număr, plus C minus A, pe lângă un alt număr, să facă egal cu 0. Iar acestea să fie numele acestea strict mai mari ca 0. Asta. X, hai să zic, X, Y și Z. Y și Z. Și despre X, Y și Z știu sigur că sunt strict pozitive. Și faptul că face această combinație 0, nu e posibil decât dacă A egal cu A, asta să fie 0, asta să fie 0 și asta să fie 0. În condițiile în care despre A minus B, la rândul am aici varianta că sunt din el plus fără stea. Deci numai asta va fi, asta să fie 0, asta să fie 0 și asta să fie 0, din combinația asta. Mergem pe modelul de sus. Autorul sugerează calcul direct. Cum o fi acesta? El spune să aducem la aceeași unită, să facem toată lumea peste aceea, să o lucrăm. Așa se vei calcul direct și asta. Eu sunt duc ideea până la capăt. Ce visez la prima vedere? Deci așa aș fi urât. Și atunci, A pe B cu B pe A aș fi dus în membru stâng. B pe C și C pe B tot în membru stâng. Și C pe A minus A pe C în membru stâng totul. Și aș fi aranjat așa. De a vorbi despre ce înseamnă inițiativa proprie la prima citire. Fiecare putem avea o inițiativă, o idee. Miruna, așa cum spunea, a încercat cu formula aceasta a trinomului la pătrat și nu s-a dus până la capăt, nu? Bine. Deci, zic așa, A pătrat supra B pătrat minus B pe A poichim plus B pătrat pe C pătrat minus C pe A C pe B. C pe B. Și poate și pe, dacă vreți, faceți-o în paranteză, dacă vreți o altă echipă. O altă echipă, așa, poate bine. Și plus C pătrat pe A pătrat minus A pe C. Egal cu Z. Se pare bine. Aș aduce în fiecare echipă la același meritor. Și pe a treia altă echipă, foarte bine. Mulțumesc. De fapt, dar face acest lucru și mă bucur mult. Deci face A la a treia minus B la a treia supra A ori B pătrat plus B la a treia minus C la a treia supra C pătrat ori B și plus C la a treia minus A la a treia supra mai A supra A pătrat egal cu 0. Da? Acum, de ce autorul a zis că ABC sunt din el plus stea? De ce nu i-a convenit să fie ABC din el pur și simplu el? De ce și este? Stea? De plus să nu fie minus. Eu cred că mai întâi nu poate să fie numitorul 0. Vezi, la un moment dat, el vorbește de aici, de numitor la numitor, B-ul la numitor, C-ul, A-ul, toate la numitor și fracție n-ar avea des, n-ar avea sens, mă tot. De aceea faci chestia asta. Acum, A la 3 minus B la 3 are descompunere. Care era formula lor la 3 minus B la 3? A minus B, deci echivalent, va spune A minus B pe lângă... A la 2 minus la B plus B la 2. Plus B la 2. Și vine vorba, pot să pun numitorul aici, power, de pătrat aici. Este același lucru, da? Da? Plus A din mai departe. Plus B la... Plus B minus C pe lângă... B minus C pe lângă... B pătrat, plus BC, plus C pătrat. Așa, totuși. Supra C. C pătrat. C pătrat. C pătrat. O să pun mai și tot, da? Și plus? Și plus C minus A pe lângă C pătrat plus C A, A C plus
A pătrat. A pătrat. Studul supra, a pătrat C. A pătrat C egal cu 0. Cum crezi că este expresia asta? Asta de aici la fel. A din Miruna, Maria. Cum crezi că este acesta? Egal de C, sunt din Hercus. Steluță. Cum va să fie aia? Păi e plus, mai mare. Deci asta strict mai mare ca 0. Strict mai mare ca 0. Și strict mai mare ca 0. Și mă duc pe varianta de mai înainte. Când am o combinație, un număr strict pozitiv pe lângă ceva, un număr strict pozitiv cu nici ceva, egal cu 0, asta dacă și mai dacă, fiecare din acestea egal cu 0. Deci de aici rezultă că A minus B egal cu 0. Deci A egal. Deci A egal cu B. Apoi B minus C egal cu 0. C de B egal cu C. Și C minus A egal cu 0. Adică C egal cu A. Și deci A egal cu B egal cu C. Deci A egal cu B egal cu C. Asta a fost inițiativa pe moment. Hai să mergem și pe ideea autorului. Că ești tentat. Ca un bine, așa. Muncești acolo, atunci acela trebuie să se întâmplă. Deci, metodul 1 care ar fi aici? A, pătrat de pătrat. De pătrat, ce pătrat? Pătrat, ce pătrat? Ia să ștergem, sau cum faci? Ștergem, sigur. Poate, Miruna, poate n-ai avut un credeți nici până la capăt. Eu zic că trebuie să ne arăt dacă... Ideea asta a fost un pic mai, să spunem, mai ascunsă cu exact. Ăsta. Exact. Nu-l vezi cu formula la pe aia, de la pe aia. Poate nu-ți vine să duci așa. Să faci propagile aia, știi? Da, 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 da. Eu mă duceam pe faptul așa. Un ce dorește. Exact. Un ce dorește, să vedem unde se oprește și de ce ne oprește. Corect. Hai, Marie. Unde oprești, de ce ne oprești? Te rog. Am zis că n-am A pătrat la A pătrat, tu A pătrat ce pătrat și vine A la A pătrat, C la A doua, plus B la A doua, la A pătrat, A la A doua, plus C la A pătrat, B la A doua, e ca cu la nu, ca tot așa într-o peste tot. Aici am primit un C. Un C, A la 2, B la 2. Și face C, A la 3, B la 2. B la 2, plus A, zice, C la 2, deci, aici avem A, A pătrat un A. C la 2, B la 3. C la a doua, B la a treia. Și plus? B ori C la a doua, ori C la a treia, B ori C la a treia, ori? A la a doua. A la a doua. Deci până aici am așa aceeași metod, am eliminat metod, am așa asta egalitate. A, și până aici m-am spus. Și ai stat aici. Deci ducem totul în primul membru. Exact. Zic minus, minus și minus. Egal cu 0. Voi scrieți-vă dacă relația. Nu procedați ca mine, că nu-i de... N-aveți tabla. Da, așa. Da, a dus tot în primul membru și așa a dat egalitatea după manevra asta. Da, eu l-aș grupa pe... Pe cine cu cine? Doi câte doi, plusul minus. Da, nu spuneți voi. Hai, ce-ți doi? Aștept. Sigur că așteptăm să vedem o idee de la voi. A, că e la a patra și ce eu e la a doua, aș grupa tot din partea asta la altul cu un A la puteri mari eu. M-aș duce, nu știu, zic. Să-l grupăm pe A la a patra, ce la a doua cu... A la 4, ce la 2. Ce A la 3, B la 2. Ce? A la 3, B la 2. Pe sugestia mea, din cauza lui A la 3 cu A la 4. Cu B la 4, la 2, cu A, ce la 2, B la 3.
Așa, cu Bela a treia, aici, da? Da. Și ultimul. Să vedem ce iese din toate chestia asta. Ți-a stilat pe care noi la prima vedere. Așa, da. Vine Maria una la a treia. AC. AC. AC minus. Minus. Minus B la a doua. AC minus B la a doua. Că ce vrei să spui asta? B la a doua. Plus. Plus. B la a treia. Pe lângă B. B la a treia. Pe lângă B a minus. B, A, minus, C, gai, ce la a doua, să apară să vei plus ce la a doua. Și plus ce la a treia, B, lângă B, o C, plus B, C, minus, B, C, ai spus? B, C, minus, a la doua. Minus, a la a doua. Egal cu bizar. Nu suntem fericiți, nu? Nu vedem așa o chestie care să ne încânte. Primul cu ultimul? Păi nu, avem a la a doua, acolo cu B supra-acolo, adică ce tu nici nu cred, nu? Deci, mergând pe ideea de înainte... Da, așa, am și eu cu minus B supra-acolo. Ar veni ăsta cu primul, nu? Exact. Și atunci ați mai făcut comun un... Ce la a doua? A, ce pătrat. A, ce pătrat. Haideți să vedem. Deci, primul cu ultimul. Nu, primul cu penultimul. Primul cu penultimul. Hai să se punem acum deasupra. A, ce pătrat, da. Deci, ăsta de aici. Ăsta de aici. Da. Acum, cel din mijloc, al doilea, adică. Așa. De ce? De ce are ultimul? Așa. Vezi? Te duci pe ce ai observat mai înainte. Și în sfârșit... Cei care rămân în sărea 2. Și ia să vedem. Acum, și ziceți, copii. Ce la a doua A pe lângă? Ce pătrat. A. A ce pătrat. A ce pătrat. A ce pătrat pe lângă. A la a treia. A la a treia. Plus B la a treia. A. Plus. Plus B A la a doua. B, A, pătrat, pe lângă. Pe lângă B la a treia, minus C la a treia. Da. Plus ce... B, pătrat. B la a doua. Ce B la a doua. Ce lângă? B la a doua. Ce la a treia. Ce B la a doua. Da, ce la a treia minus, si. Minus la a treia. Ce la a treia minus, a la a treia. Păi, da. Și acolo și am vedea. Așa. Bun. Și acum știm formulă la a treia minus de la a treia. Deci cum punem la mai multe, da. Vine A, C la a doua pe lângă A minus B, pe lângă A pătrat. Hai, cine vorbește, Maria? Pe lângă A pătrat plus A treia. Plus. B la a treia. Plus B la a doua pe lângă B, B minus C. Pe lângă B la a doua, plus B, C, plus C la a doua. Da. Și plus A, plus C, B la a doua. Pe lângă? Pe lângă A. Ce minus A? C minus A. Plus C minus B. C minus A, pe lângă C. Ce minus A? C la a doua. La a doua. Deci C la a doua minus C A. C la a doua plus? Plus ce A, plus A la a doua. A la a doua, egal cu ce. Suntem în aceeași situație de mai înainte. Deci ăsta și ăsta sunt la puțin strict pozitive. Strict pozitive și ăsta așa cu ăsta. Și ăsta cu ăsta și un produs de numere strict pozitive și cu combinația asta duce la ce îmi spuneam mai înainte. Egal cu 0. B minus C egal cu 0 și C minus A egal cu 0, care înseamnă egal cu 0. Este în conținut aceeași idee.
Autorul după ce spune că facem calculul direct. Și mai spune ceva, vă mai ajută. Lasă asta. Facem calculul direct și lasă asta. Nu mai zice. Ei, apare momentul ăsta de grupaj. Calculul direct l-am dus până aici. Dar dacă nu poți grupa, nu ai nici face. Dacă nu te duci... Uitați ce aș fi făcut eu. Am fi făcut așa cum a fost inițiativa de mai înainte. Cu literele a la a patra, cu a la a treia, nu? Cu cel mai mare. Și n-a fost de folos. Pentru că aici apare AC minus B pătrat. Și nu mă, exact. Nu mă bucură de loc chestia asta. Da. În condițiile astea schimb grupajul. Exact. A la a patra cu cel la a doua, cu altul de aici, că asta vreau eu să sugerez, dar mi-era venit foarte repede, cu ideea de a grupa de A la a patra, cel la a doua cu A, cel la a doua, B la a treia, pentru că cel la a doua la are omul. Nu așa? Și una. Și are și una și rămâne A la a treia și B la a treia. Și la a treia minus B la a treia, se duce și pe fost. Dar și nu este dat la prima... Nu ești. Nu este dat să faci grupajul ăsta. Nu. Păi tocmai tentația a fost aceea pe care ai manifestat-o tu. Ca să scadă un pic de puterea lui A. Da. A-ul cel mai mare și la pe grup B-ul așa pentru cel. Da. Dar a fost asta, final. În final, ideea... Și dacă făceam primul cu ultimul, tot cu minus îmi ieșea. Tot nu m-a ajutat. Deci exact. Primul cu ultimul. Asta vreau să vă spun. Da, da. Până la urmă, dacă faci ăsta cu ăsta... E tot cu minus. Un A la a doua se văd în factor, nu? Și un C pătrat. Și un C pătrat. A pătrat, C pătrat. Și atunci rămâne BC, nu? Da. BC, minus da. BC iar și aici. Minus ceva. Și iar nu mă ajută. A la a doua minus BC. Și nu adică ajută, este da. De tipul ăsta exact. De aici. Da, și nu ajută nici. Da? Deci singura variantă care ajută este asta. În care ai la 3 minus B la 3 și pe care la care lucrezi. Da, ascuns această suportare. Da, foarte ușor. Nu e ușor. Nu e ușor. Deci el pare la prima vedere că merge, da. Dar nu, nu te duci. Da, pentru că aici am aflat că el e un fel pozitiv, cum ai zis, nu degeaba. Pleci, lucrezi. Lucrezi. Da, și face... Deci, în mod categoric, ai fi făcut aducerea aceeași metodă, ai fi lăsat acolo și sigur că nu-i bine să te oprești acolo, ci faci grupajul ăsta. Nu te duci pe grupaj, simți că nu ți-ar merge. Visual, poți să apare un A minus B. Pe lângă cineva. B minus A, C minus A, C minus B. Adică este o ciclicitate. Pe lângă cineva și alea poate cu plus. Dar în realitate strict pozitive. Plus că trebuie avut grijă că sunt multe puteri, multe numere să nu-ți greșească. Cred că aici, după analiză mai atentă, cred că aici, după profesor, un pic încep să dai seama A pe B, chiar la a doua, și B pe A și zici, bă, dacă le-aș grupa așa, B pe C cu C pe B. E cu inversul său. Da, poate eu aici am tot acum aș... Păi eu acolo m-am dus. Dumneavoastră prima dată, da. Deci eu acolo m-am dus. Din eu nu m-am dus... Ăsta a fost motivul. Exact. Ați văzut, m-am pregătit un pic terenul cu chestia aceea, cu combinația către numele, ce se întâmplă și cum am da. Să fie. Da, asta cu alfa, deci alfa pe lângă, cum le-ați dat, exemplu, ăla pe lângă o paranteză, ăla e industrie pozitiv, ăsta e... Dacă deci, ești pozitiv, da, ăsta e strict și ăla trebuie să da, fie ce e egal cu zero, da. Deci asta ca idee, ca teorie, ca parte teoretică, e așa trebuie. Foarte important, important, da. Foarte da. Important. Bun, deci aș cum aș spune, o sumă de module, imediat, că m-aș spune, o sumă de module egal cu zero, numai dacă fiecare egal cu zero. Da. Și să ce facem și de care te-am zis asta. Da. Da, Mirna, uite, chiar aia o vreau, da. Ireductibilă, da. Inductibilă. Ce scrie? Inductibilă. Nu, ireductibilă. Nu, ireductibilă. Da, da. Arătați că fracția. Acum. Mai trebuie să te busca. Am să facem și un subiect, da? Nu mă dea, important cu lăurilor. Sigur că da, sigur că da. Arătați că fracția 3n plus 5. Fracția 3n plus 5. Deci fie fracția f, să zic, egal cu 3n plus 5
Supra. 4N plus 7. 4N plus 7. S-a gândit ireductibilă. Pentru deci, orice e. Ireductibilă. Oricare tip e natural. Da. Mai întâi trebuie să înțeleg problema. Ia uita să tot știu, domnule. Zice. Eu nu știu. 4N plus 7 trebuie să divide 3N plus 5, dar 4N plus 7 îl divide și pe el 110. Dar asta era la casa aparținului N, aici avem mie reductibil, nu? Stai, hai să facem un pic de ordine. Ia și eu, băieții. Da, asta e fantastic. Pentru că voi a sărit pe problemă, fără să fiți atenți la emoții, la conținut. Exact. Eu spun așa, să se arate că fracția aceasta este ireductibilă. Dar vreau să înțeleg. Adică la ce n-am înlocuit după ce înlocuim? După ce înlocuim, fracția nu se mai poate simplifica. Să ne convingem. Pic, să dăm și el, și valorul lui el. Deci pentru N, egal cu... cu 1. Hai cu 0 chiar, că e orice e natural, nu e asta. 15-7. Rezultă că F devine 15-7 ireductibilă. Mă spune, ireductibilă, nu se mai face nimic. Pentru N egal cu 1. Ea devine cât? 8/11. Tot ireductibilă. Pentru N egal cu 2, Maria? Fracția devine? 11 pe 15. Nu e nicio legătură cu fracția. Important este că cele două sunt prime între ele. Nu au niciun divizor. Vedeți? Care ar fi divizorul comun celor două numere? Aici, dincolo, 1. Deci, practic, când îți propui să simplifici o fracție, vrei să simplifici printr-un număr care e diferit de 1. Păria faptul că e devine ireductibilă, trebuie să arătăm că cele două numere, numărător și numitor, indiferent ce e în pune, cel mai mare divizor comun al lor, dacă arătăm cel mai mare divizor comun al lor este 1, sau asta înseamnă că numele sunt prime, atunci clar că este fracția ireductibilă. Deci, a arătat ireductibilă oricare fie natural, este echivalent cu a spune că numele 3N plus 5 și respectiv 4N plus 7 sunt prime între ele. Asta este scris matematic. Să spunem că nu sunt, sunt pe negare. Sigur că da. Deci, demonstrați. Presupunem că 3N plus 5 respectiv 4N plus 7, nu sunt prime între ele. Asta înseamnă matematică. Ceea ce ar fi echivalent, că există un alt divizor, în afară de 1. Asta înseamnă că 3N plus 1, 3N plus 5 ar fi scris cu D ori un X. Și tot așa de bine 4N plus 7, în același timp s-ar scrie ca fiind D ori un Y. Ca noi să putem simplifica, visăm la chestia asta, când am scrie în locul 3 plus 5, D ori din ceva, în locul 4 plus 7, D ori ceva, am simplificat de de fapt fracția asta. Cu virgulă, D diferent de 1. Nu se pune problema să fie D egal cu 1. Avem aceste două lucruri. Pe prima o mulțim cu 4. Așa. Și a doua cum e cu ce? Ca să ducă. Ca să schimbăm de el. Da? Să rescădem de el. Deci, practic, reducem pe el. Într-un limbaj matematic. Reducem elul din cele două relații. Și de ce a spus aici cu 4? Și a doua cu minus 3. Cu minus 3. Minus 3. Și la doua parte, da? Da. Și o să fie 12 plus 5. Plus 5. Nu, plus 20. Plus 20, mă. Egal cu 4D ori 4X. Mă, ia zi, așa m-au zis eu? Zi, da!
Dacă am auzit bine, dacă nu am auzit bine, zici nu. Păi tu ai mulțit cu 4 și pe D și pe X. Ca și cum ai fi mulțit. Ca și cum ai mulțit cu 16. Dacă ai fost adunare pe fiecare parte. Adunare să-ți scrie. Îți dai seama, eu, când văd asta, îmi permit să marchez, să încadrez foarte bine și nu am luat nimic. Și nu justific chestia. Și nu mă mai am nimic. Atenție multă. Deci la matematică, îți foarte calitate dacă te văd pe timp. Nu accept asta nici la clasa... Nu-i mai jos. Când fac la mulțirii. A doua, nu mai accept. Distributivitatea mulțirii față de adunare sau scăderii e altă poveste. Se distribui factorul tuturor. Fac din asta un caz, acum am discuții, pentru ca și prietenii și toți cei care să nu facă greșeala asta. Noi spunem așa, 3 pe lângă 4 plus 5 egal cu 3 ori 4 plus 3 ori 5. Da? Se distribuie plus sau minus. Dar 3 ori 4 ori 5, așa e viața dacă am puțin. Paranteza asta, 4 ori 5 am puțin cu 3, nu ți se zice, 3 ori 4 și 3 ori 5, că aici 3 ori 3, 4 locuri, nu ai puțin cu 3, ci cu 9. Mă întorc. Și acum, din dedesubt, îl puțin cu minus 3 și face cât? Minus 12, minus 21, egal cu minus 3 x. 3 de lire. Așa. Le-am luat. Și o să avem că minus 1. Minus 1. Egal cu dx. Dy. Atenție. Egal cu... D pe lângă. D pe lângă x ori y. D pe lângă. X plus y. Atenție, adică. Hai să scriem atunci. Ai zis așa, 4 de x minus 3 de y. Nu? 4 de x minus 3 de y. Că așa este scăzut din cea de pe adunat, practic. Asta de sus, pe asta de jos. Și ce poți face aici? Și de lângă x minus y. De lângă? 4. Păi ne-a dus, dacă dă pe 4 x minus 3 y. Păi 4. 4 ăsta nu-i legat numai de x, adică. Și de d. Și crezi că scoți factorul comun, scrii tot ce rămâne acolo. Ce ai scos pe d, rămâne 4x. Toată povestea rămâne acolo. Toată șmecheria aceea acolo, cât o fie. D pe lângă 4x minus 3y. Tocmai am insistat, ai spus. Este aceeași poveste, acum am mers înapoi. Deci, am așa, echivalent. Hai să mulțim cu minus 1, că se poate, dar și cu, și așa, dacă stă doar să primim. Hai să zicem așa, îți scoate pe D un factor. D pe lângă 4X. Minus 3Y. Minus 3Y. Egal cu minus 1, da? D pe lângă 4X minus 3Y. Egal cu minus 1. Și întrebăm acum. Cât să facă minus 1 în momentul de față ne-am plasat în Z. Dar ca să evităm chestia asta, mulțim cu minus 1, că simplificarea aceea o facem printr-un 2, un număr de regulă pozitiv, printr-un 3 pozitiv, când simplifică. Da. Nu o facem printr-un 3 negativ. Pentru că atunci este același lucru, dar să-ți face și printr-un 3 negativ, nu-i posibil. Da? Evităm. Și cât vine de acasă dacă nu se spune minus 1? O să fie 1 este egal cu... Sau D pe lângă... D pe lângă 4X plus 3Y. D pe lângă... 3Y minus 4X. Asta. Așa. Că zici 4X plus 3Y. 4X suferă și el pe mulțime. Minus 4X. Minus 4X. Deci vine pe lângă 3Y minus 4X egal cu 1. Și acum, cât ori cât la mulțire să facă 1? 1 ori ceva, da? Deci de aici sunt clare lucrurile. Deci rezultă că D egal cu 1 și, în același timp, 3Y
4X de parte 1. Deci în aia trebuie să trebuie să votăm. Dacă ar fi fost un număr 6, deci 2, 3, 3, 2. Toate variantele. Minus 2, minus 3. Și ziceam simultan, de atât, partea la care era. Bine, și pentru că aici dă 2 egal cu 1, atunci asta nu e. Atunci s-a încheiat. S-a terminat discuția. Este subiectul, s-a închis. Mai țin minte că noi am avut în ieșițiul anterior 17. Exact. Și vreau să mă duc pe modelul acela pentru ce fac. Da, asta. Vreau eu un actriz să vă zic iar o gândește, să vedeți dacă e corect. Imediat mă duc. Deci când am dat 3 egal cu 1, de aici rezultă că fracția F înseamnă că ce am gândit eu cu D altceva decât 1 este contradicție, falsă. Deci fracția care a fost dată de mai înainte, 3 în plus 5 supra 4 în plus 7, se termină ieșițiul, este ireductibilă. Fracția asta este ireductibilă, că simplificarea prin 1 nu se pune problema, nu? Așa, toate fracția simplifica prin 1. Punct. Aici, sper că m-ați urmărit. Mai vreau o dată raționament. Deci, pentru a dacă fracția este ireductibilă la ori, indiferent ce e în anul locului, indiferent ce e în anul locului, nu prin încercări, dărâmând niște valori. Pentru că nu fim de mulțimea numărătoare, avem o infinitate de valori de încercat. De aceea, nu așa trebuie gândit. Și ne amintim ce înseamnă când simplificăm o fracție. Deci, pe că prin 2, prin 3, pentru număr prin 7 și mai departe. Ce înseamnă că ăla e divizor și pentru numărător și pentru numitor. Ca să pot simplifica, înseamnă că divizorul să fie 1. Adică a spune că este ireductibil, de fapt a spune că cele două numere sunt prime între ele, indiferent ce ne voi pune. Și negația, demonstrația este prin reducere la absurd. Presupunem că ar fi, n-ar mai fi prime între ele, ci ar avea un divizor. Și acela am notat cu D, D diferit de 1. Și când am muncit, am dat 2 la 1. Fals. Nu mai am de discuție, este contradicție. Și ca tehnică de lucru, reducem pe el din cele două. Da? Reducem pe el și apare un produs ca să fie, neapărat să fie 1. Că dacă e altceva, orice alt număr, înseamnă că sunt de un anumit model, valorile lui ireductibile, dar de un alt model al lui M, de o anumită formă al unei vor fi reductibile. Și acum, Miruna, te rog. Am zis că 3 plus 5 se divide pe D. 3 plus 5? Divide de. 3 plus 5 îl divide pe D. Deci 3 plus 5 divide D. Pe D. Da, asta se vedem, dar nu e invers. Invers. D îl divide pe D. Deci, tot așa, presupune că n-ar fi n-ar fi primit între ele, ci s-ar însemna că există un divizor da. D. D divide pe cele două. D divide și pe 11. Înseamnă că se scrie de forma asta, de OX. Dacă D devine și scăderea și adunarea, sau nu mai scăderea? Păi dacă D divide... D divide X, divide Y, zice. D divide X ori Y minus X pe la rază. Nu mai am rază scădere. Divide combinația între X și Y. Adică D divide X ori alfa plus Y ori beta. Indiferent ce alfa și beta au făcut. Numai minus sau și plus? Spus, nu mai atât, dar chiar mai mult decât s-a adunat să scădere. O combinație între ele. Deci dacă avem ca suport teoretic, D divide A și D divide B și atunci D divide alfa ori A plus sau minus, fapt, la nici nu mă interesează, plus sau minus beta ori B, oricare ar fi alfa și beta pe care le iei tu, indiferent ce alfa și beta. Da? Oricare ar fi alfa și beta atunci.
Deci nu se pune problema la adunare sau scădere. Chiar e mai mult, că pui un alfa lângă el, și un beta, și le faci tot felul de mișcări. Așa. Și fiind asta adevărat care are alfa și beta, el e alfa și beta particulare în varianta în care vrei ca fracția asta să fie număr întreg. Deci când vrei avea vreodată să se găsească valorul lui el pentru că fracția asta devine număr întreg, atunci intri pe poezia de divide A, de divide B, adică numitorul ăsta trebuie să-l divide pe ăsta. Dar el îl divide pe el însuși, nu? De divide D. Și divide combinația linia. Deci dacă ar fi fost formularea exercițiului acesta într-o altă, într-un alt registru, și anume cu altă cerință, să se găsească toate valorile lui el, care după înlocuire fracția asta devine întreg, atunci intram după varianta asta. Nu știu, iar, și, dar vreau să zic ea acum, ca și dacă zici corect, două cezuri, trei divide. Acum, Miruna, tu ai spus așa, a fi numele prime între astea două, e de parcă ar trebui să spunem că divizorul lor este egal cu 1. Presupunem, de așa începutul, Ecol spune și că n-ar fi așa. Adică ar exista un divizor care ar dividi... 2, 4, 3, 5, 2, 5, 2, 4 în plus 7 și atunci le divide 3 în plus 5 un S plus 4 în plus 7 un R. Și pe drumul și eu am fost ca să scap 12 cum și aici și ăla te divide pe minus. Păi da, să te vorbim la asta. Deci noi n-avem nimic diferit. El a scris așa și l-a redus pe el și a ajuns că practic ne dat tot cu unul, tot aici ajuns. Deci nu suntem pe... suntem exact. Dar ce vrei să faci? Da, da, atenție, nu zici că e cu 7 de divide. Zic că de divide. Mai foarte. Deci, e foarte important. Asta este esențial. Că ai văzut prima dată în mult înseamnă. Exact, și nici eu nu uite aici, din clipa în care a presupus că n-ar fi unul, atunci ar exista un divizor comun. Adică primul ar fi de oriceva, de ori X, ori S, orice vrei tu. Mai putu-i exact. 4 în cu 7 ar fi de ori ceva. Am făcut la clasă așa, fix așa, chiar așa a scris o petiție și a spus că nu e bine așa. De asta am făcut dar. Hai, hai să insistăm acum, ca să exact. Tu ai prins o secvență și nu ai înțeles bine mecanismul și ai înțeles frânturi. Dar raționamentul este clar, ăsta. Deci, Miruna, hai să planești. Nu știu dacă vedeți ăsta. Nu, nu, las ca să vadă, să se vadă bine. Deci, presupunem că, așa e început aici, nu? Tu, tu ai scris, așa e tot, presupunem că cele două numere nu sunt prime între ele. Ca un divizor. Și acest lucru să scrie 3 plus 5. Și respectiv 4 ieri plus 7 au un divizor comun. Așa e egal cu D, le-ai zis tu aici. E divizorul ar fi un D diferit de 1. Da? Ce înseamnă că ăsta e divizor? El divide pe fiecare din el. Asta ar fi echivalent. Că D divide pe 3 ieri plus 5. Și același D divide și D. Dar trebuie pus și pune și la ca să fie corect. Că dacă zic D divide 3M plus 5 fără...